Astăzi, în ziua pomenirii Sfintei Mari Mucenițe Eufimia, Sfânta Liturghie de la Catedrala Eparhială din Gyula a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul a sărbătorit împlinirea 50 de ani de viață, prilej cu care a fost săvârșit și un tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preasfinției sale și asupra episcopiei. Preasfințitul Părinte Siluan a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți, din care au făcut parte slujitorii de la Catedrala Episcopală, preoți din eparhie și angajați ai centrului eparhial. În continuare, a fost săvârșit un tedeum. Părintele protopop Florin Oltean a adresat apoi un cuvânt de felicitare Preasfinției sale din partea clericilor și credincioșilor din eparhie. Trăim astăzi o zi binecuvântată pentru că Bunul Dumnezeu v-a rânduit Preasfinția voastră să ajungeți la o frumoasă vârstă. E o vârstă jubiliară, binecuvântată, nădăjduim noi, de Părintele Ceresc, în sănătate, în bucurie și nădăjduim noi că și în mântuirea sufletului. În sănătate, pentru că prin asta dorim să fim puternici și să știm să ne conducem cât mai bine credincioșii spre mântuire. În bucurie, pentru că bucuria trebuie să fie aceea care să lășluiește mereu în sufletele noastre și însoțită de rugăciunea pe care o facem permanent în fața altarelor străbune. În pace, pentru că avem nevoie de Duhul Păcii, care să ne binecuvinteze viața. Pentru că doar așa știm în liniște să ne rugăm înaintea tronului dumnezeesc. Trăim astăzi o zi binecuvântată, pentru că se bucură toți credincioșii din această de Dumnezeu păzită episcopie. La momentele de rugăciune au fost prezenți oficialități locale, cadre didactice și oameni de cultură. Sunt momente în viața noastră în care trebuie să ne aducem aminte de Bunul Dumnezeu și de mai mari noștri, de binefăcătorii noștri și cu recunoștință să le aducem mulțumire. Iată că un astfel de moment am sărbătorit astăzi și la Catedrala Ortodoxă Episcopală din Jura, împreună cu clericii noștri, împreună cu conducătorii instituțiilor românești din Ungaria, de la școală, de la Consulatul General al României, de la presa românească, de la autoguvernarea pe țară, de la alte instituții, bineînțeles cu credincioșii, dar și cu copilașii, cu nădejdea acestei comunități, cu viitorul ei și pentru toți și împreună cu toți ne-am adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra noastră și asupra comunității și episcopiei ortodoxe românești din Ungaria. Este o lucrare și o misiune importantă pe care mi-a încredințat-o Bunul Dumnezeu și de aceea doresc să aduc multă mulțumire și recunoștință acestuia, bineînțeles, pe fericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântului Sinod și celor care mi-au fost îndeaproape și care mi-au călăuzit pașii, înalt preasfințitului Părinte Serafim, înalt preasfințitului Părinte Nicolae, vrednicul de pomenire, mitropolit al Banatului, preasfințitului Părinte Sofronie și tuturor celorlalți, dar nu în ultimul rând și părinților mei, mamei și tatălui care a plecat pe calea veșniciei și în care au pus la temelia vieții mele tot ceea ce este important și care a rodit în biserica noastră străbună. Tot astăzi, ierarhul a sfințit setul de sfinte vase primit în dar de la părintele protopop Ioan Armașii, ca urmare a înfrățirii realizate între protopopiatul Gyula și protopopiatul sector 4 Capitală prin protocolul semnat la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Alături de cei mai importanți conducători ai instituțiilor românești din Ungaria și misiunea diplomatică românească de la Gyula a fost prezentă astăzi la sărbătoarea Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Este foarte important că am reușit să-l sărbătorim la împlinirea jumătate de veac pe preasfințitul episcop Siluan, un luptător pentru drepturile acestei comunități și pe de altă parte un vrednic slujitor și apărător al acesteia. Îi dorim din suflet la mulți ani, îi dorim putere de muncă în sprijinul și în folosul acestei comunități. Preasfințitul Părinte Siluan s-a născut în data de 16 septembrie 1971 în localitatea Chelmac, din județul Arad. În data de 8 iulie 2007 a fost hirotonit și instalat episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.